Și astăzi vom face un personaj interesant și ușor de făcut. Ce trebuie să faceți? Trebuie să mormăriți. Haideți să vedem. Facem prima dată un ochi și vă rog să-l faceți rotund. Faceți așa un cerc mare. Bun. Acum știu că problema este că trebuie să facem unul la fel în partea cealaltă. Faceți-l cum puteți. Încercați să faceți un alt cerc. Ia uitați. Aici mie nu mi-e extraordinar. Perfect. Ia uitați. Am văzut? Chiar dacă e mai mic un pic decât celălalt, nu e nicio problemă. Rectificăm. Acum, ce facem? Aici începem să punem niște gene. Hai să le punem împreună. Super. Mai am. Mai rupt un cerc. Și în partea aceasta, altă la fel. Acum, aici, pentru că ochiul e mai mic, punem în exterior, așa, tușă neagră. Și aici, pentru că este mai mare, încercați să echilibrați și puneți în interior un pic. Ia uitați, vedeți? Partea mai neagră și mai păcăliți un pic desen. Super! Acum facem spâncenele asupra ochilor. Bun. Și simetric în partea cealaltă. Hai să vedem. Bun. Și acum facem nasul. Simplu, nu vă complicați. Dar să faceți mai mic. Dacă vorbim de o domnișoară. Și faceți un zâmbet frumos. Ia, așa, faceți niște săgeți aici. Și buzele, una sus, una jos. Acum trebuie să ne gândim de unde începem cu părul. Așa că punem acolo un punct, vom începe părul. Și hai să zicem că partea complicată urmează să facem fața. Așadar, bărbia va fi undeva cam mai jos așa decât buzele, să zicem, și mergem în partea în care suntem obișnuiți. Dacă suntem dreptași, de obicei mergem spre dreapta. Problema e că acum trebuie să facem simetric și în partea cealaltă. Și dacă nu vă reușește, nu vă impacientați. Încercați să urmăriți cu ochii partea asta alaltă. Dacă nu, mai rectificăm. Acum, începem să facem părul. Să mergem cu o șuviță mai lungă și aici, dacă vă încurcați, uitați, mai reveniți încă cu una, așa, și mai puteți reveni încă cu una, așa, și iată, am acoperit și spânceana și încercăm să facem părul. Ia, uitați, ce păr frumos. Și facem și în partea asta altă, la fel. Încercăm să mergem cu șuvițe. Vedeți? Și încet, încet va ieși. Și aici. Și ia uitați. Și acum facem ușor. Lăsăm partea părului în stânga sau dreapta meargă după și celălalt să vină în față. Așa, aici facem un guler frumos. Super, și acum facem ochii. Ochii, pupilele, încercați-le să le faceți mari, dar ușor să atingă partea de sus. Facem încă una mare și irisul. Și acum punem așa un punctuleț și încă un punctuleț. Ce interesant, acum când fac așa întotdeauna înainte să colorăm, parcă se uită într-o parte, așa. Și uitați, acum dacă facem negru aici, irisul efectiv,
ușor și simplu. Încercați. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like. Și vă mai aștept pe canalul meu. Mulțumesc!